votați pentru astăzi în ședința ordinară, prin dispoziția domnului primar, numărul 384 din 25 octombrie. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 13, absentează nemotivat domnul Gavrilo Viorel și domnul Coproiu Constantin. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe cu domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. Ordinea de zi s-a avut, după cum a fost informat, un singur proiect de hotărâre cu numărul 84 și mai avem două suplimentări care depind una de alta, 86 și 86. Cine este pentru ordinea de zi, inclusiv cu suplimentarea precizată? Meritate. Observația asupra procesului verbale și din statul aveți. Am completat mențiunea domnului Mărțuț cu cine este pentru? Întrebă? Ține? Întrebă președinte, vă rog să continuați ședința. Și acum ați fost cum suntem la primul punct de ordine de zi, nu cred că pot trebuie să vin de declararea de dintr-o activitatea unor persoane. Dar că sunt discuții. Imaginea de hotărâre. Pe mine. În ce perioadă sunt acumulate aceste debite la cei de pe lista asta? Și cât de frecvent sunt acești debitori? Pentru că noi tot o să-i iertăm de, sau îi păsuim de... Și văd că ei escaladează, s-au ajuns la sume mari de tot, 11.150 de euro. Perioada de 5 ani. Cum? Perioada de 5 ani. Perioada de 5 ani. Păi stați-mi băieții. Unul face 300 și unul face 200.000 de bine. Altă soluție nu există decât să le păsuim noi, cum să spun, păcatele vieților, vieții din comuna Cârâș, nu? Ne împovărează bugetul, dacă e primit. Am mai aprobat, probabil că o să mai aprobăm. Dar fenomenul acesta că este la limita infracțiunii ceea ce se întâmplă cu persoanele acestea. Și sunt persoane, să mă ierte Dumnezeu, dar nu fac cinste deloc comunicării, pentru că nici nu sunt măcar din comuna Cârâș. S-au prijoșit aici, într-un dormitor călduț și fac probleme. Conform legii actuale, nu avem civitate. Însă ar trebui schimbat, gândesc eu, modificată legea la nivel național, pentru că atunci, la 5 ani de zile, când nu pot fi eliberat din cheltuielile, sub nicio formă, prin copii, prin confiscări, așa, se facă multe folos comunități. Dar asta ar trebui să modifice legea. Asta ar trebui să fie o soluție. Din punctul nostru de vedere, e făcută toată procedura. De la înștiință și până la ultima lege. Bine. Trebuie să ajungi la în instanță, adică, dar e procedura lungă și asta, adică tu în 5 ani de zile așa, faci anumite diferite în fost cu teza, mi s-ar vrea să mai... Nu, președinte, că bani n-ai găsit. Vă rog să vă scriți la cuvânt, să vorbim în ordinea, la sfârșit o să dăm cuvântul domnului primar să vă răspund. Vă rog, domnul Ortean. Domnule, am auzit aici că în cazul de ora, să vă știe cu voie sau fără de voie, cu fapt, sigur că dacă tot de aici sunt testamente. Unele dintre ele pot fi pe bune date, altele mai puțin pe bune date. În funcție de capacitatea fiecăruia care a primit amendă, a știut să facă sesizarea din instanță că nu îi sunt bune date la amenda respectivă. A știut sau nu a știut? Spune domnul primar că
toate aceste chestii sunt rele, pentru noi că afectează bugetul. Dacă noi ne propunem ca să avem un buget constituit și întocmit pe baza păcatelor unora sau altora, adică la buget să vină bani din amenzi, eu zic că nu-i în regulă și nu-i ok. Așa e legea, nu? Nu că legea, dar legea, eu când fac un buget ca să am bani de cheltuit, nu fac, mizez pe unul când dăm cap și va trebui să-mi dea 5.000 de lei. Sau 100.000 de lei. Nu. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă așa e legea, așa să fie, deci să meargă în continuare, dar nu văd că ar afecta bugetul. Domnul Mătian, mai aveți ceva? Vă mulțumesc. Dacă altcineva mai doresc să scrie la cuvânt. Vreau eu o precizare. Domnul Matei, vă rog. Am văzut că așa sunt create numele la cază. Și de ce s-au trăit aici? De ce unde s-au așa? Care a fost de piedică? E secret sau de ce? Păi este o lege. Și atunci s-a trecut. Va anula și a lege. S-a trecut pentru că noi, evidențele noastre și consecvența cu judecătoria, menținem că nu stau sub asta. Dar în relația dumneavoastră, nu deci trebuie să cunoașteți adresa. Ba da, când în documentația care o trimit la prefectură și în alte, între instituții, este altceva trimit cu detaliile. Nu zic, la noi nu trebuie să apară, nu cu șterțături. Trebuie să ne apară din loc, asta zic. Le-am anumizat. Da, adică vorba de prelucrarea datelor în caracter exact, personal. Lasă pe exact. Și nu trebuie trecut. Da. Domnul Matei, mai aveți? Altcineva? Cine mai dorește? Dacă nu aș dori să spun și eu câteva cuvinte, un pic asumptat domnul Chianu și aș vrea să vă spun, să știți că chiar mă gândeam acolo la ce a spus domnul Sârbu, persoane care nu-i fac cinste, să știți că se poate întâmpla și unui cetățean din frunte sau unul bun, să iau oameni. 50, 70, poate 100 de ani amenzi și toate bani, nu știe ce. Și poate să, nu o să reușească, are o cădere. Din orice punct de vedere, se poate întâmpla orice în ziua de azi. Dar nu înseamnă că nu ne fac cinstii. Deocamdată, toți cetățenii care locuiesc în comuna Crăiești, eu cred că Constituția și legile conferă dreptul de a locui undeva, cu bune și cu rele. Și în al doilea rând, într-adevăr, ce spune domnul primar, împovărează bugetul local. Pentru că îți dau niște indici la încasări. Că nu-ți realizezi încasările. Dar dacă o luăm, te realizați și tu ai acolo o amendă care îți dai un amără și o plătești odată și odată și marea majoritate, 50-60% le plătesc. Aduce plus la buget. Eu amendă, poate vin de mâini, nu știu ce, și-o luat amendă. Sau încălcat legea cu mașina și vin acolo la buget. Într-adevăr, când povărează ca și încasări, da. Dar vin niște bani care nu sunt din taxe sau din alte lucruri. Atât, mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, aș dori să pun la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine? Mulțumesc. O să trecem la punctul 2, la ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 85, privind aprobarea unor reglementări necesare și intermediul serviciului de apă. Dacă ați citit, o să proiectul de hotărâre, vă rog să vă înțelegeți. Vă rog să o facem în ordine. O să fie caz din ce să spun părerea și la urmă să dăm cuvântul domnului primar ca să vă dea răspunsul de care doriți. Vă rog, cine se înscrie la cuvânt? Eu aș propune domnul primar să-mi dea niște explicații mai exact. Adică necesitate pentru care... Altcineva? Ca să pentru lămurii. Domnul primar, vă rog. Deci, după cum știți, povara pe care o avem cu serviciul de apă și canal, încet, încet, ba se agravează, ba se mai diminuează, iar se agravează. Problema principală e că se încăsează foarte greu. Am trimis, avem un an de zile, 6 luni de zile, un an, o desprăstit, 6 luni de zile, la ANRSC pentru modificarea prețului la apă, care nu este în fața dumneavoastră și l-ați aprobat. Dintr-o neconcordanță că s-au trimis, cum a fost trimis prima dată? S-au trimis separat. Separat, prin documentare. Deci licența nu se dă fără preț, prețul nu se dă fără licență sau ceva de aici. Trebuia trimis un... Așa am sintetizat, la același timp. Și am făcut-o ca să putem trimis din nou, că trebuie un angajat la serviciul apă și canal administrator.
Noi am și într-o ședință anterioră l-am dat cu delegații cu domnul Ian Adrian, dar nu se poate cu delegații, nu acum nimic, iar NRSC-ul trebuie să fie angajat măcar sau minim cu două ori, ca administrator la serviciu la Pașcana. Și am, ca să ne putem mișca mult mai repede, procedura de concurs ar mai fi durat încă cel puțin două luni de aici încolo, am dat cu delegații. Detașat. Am dat cu detașare cu domnul Adrian, complet. Deci era plătit de primărie și delegație la serviciu apă. Acum e detașat la serviciu apă și încasează salariul tot de acolo. Nu de la primărie. Pe o perioadă de 6, maxim 6 luni. Ca să el are la momentul ăsta specie în semnătură, să putem demara. Are token, dacă scoteam la concurs, trebuia să ne dezi 2-3 luni. Iar serviciul apă nu mai poate suporta în condițiile în care merg încă 2-3 luni să vin facturile la lumină. Deja salariile sau poținem la contribuțiile la stat, dar salariile cei doi angajați care mai sunt, nu știu la luat, 4 luni, nu în una, iulie, cred, și nu mai suportă amânare. Problema eu am mai ținut-o la nivelul ăsta și în felul ăsta, în ideea că să putem încasa toți banii care sunt restanți. Avem 200 de milioane de încasat, 20.000 de lei noi, de la restanțieri, care, din păcate, nu o plătesc, nu o vor să plătească. Am inițiat astăzi, ieri, de fapt, o somație pentru fiecare, am scos toată lista urmășiței, o somație pentru fiecare și cei de la serviciu apă, cu termen de 5 zile, cei care nu plătesc, vor fi cu termacopul cu lopata la poarta lor, pentru a fi debranșați de la serviciu apă. În cont că sunt niște consumuri mai mari la energie, din cauza hidrofarului, care își locuiesc, mă, pompe, cât consum pompele, dacă n-am făcut o cutelă, consumă dublu hidrofoarele de la față de pompele care bagă apă în magazine, hidrofoarele care împinge apă la vedere. Care alea merg permanent. Pompele, dacă sunt de bazinul, are plătitor, se oprește, face pauză. Dar hidrofoarele, dacă s-au oprit, rămâne doar fără apă. Deci alea merg continuu. Și asta e situația. Dar să vedeți următorul proiect. E nou preț actualizat la de 3 lei 50 ceva, pe care o să-l trimitem împreună cu toată documentația la ANS. Asta este situația în momentul ăsta la serviciu apă. Mulțumesc, domnul primar. Discuții, vă rog. Matei, vă rog. O întrebare. Am înțeles că sunt 20.000 de lei noi, restanții. Ați atins dumneavoastră problema cu debranșarea. Mă gândeam că așa cum la E.ON, debranșează la contor sau la curent, la telefon, imediat se nu-ți mai dă semnal la televiziune. Noi ce posibilitate avem? Decât să-i tăiem conducta, nu avem apometru, sigilat sau tăiem, să întrerupim, adică trebuie dezgropat șantul și tăiat acolo, adică e o procedură mai greu aia? Așa, în așa fel a fost rețeaua asta de apă, pentru că toate cămurile sunt în curtea oamenilor. A, și atunci trebuie să duci la el cu acordul lui, să nu intri în curte ca să-i... Dacă nu vrea. Și te-ai intrat la el, ai pus sigiliu, dar trebuie să stai pe aia să-i păzești sigiliu, că eu știu ce face omul lucru. Și clar. Ideea e la poartă, săpat și debranșat. De la... din spațiu public. Din spațiu public, normal. Așa era normal să fie, dar nu mai e. Și ca să debranșezi, trebuie să fie un rubinet, nu? Să stai și să pui o muncă. Plin, dop sau rubinet. Da, am înțeles, da. Ștrapare. Da. Dacă ați dat somație și nu vrea și nu înțelege, singura soluție asta este. Altcineva? Mulțumesc. Domnul, trebuie un lucru. O firmă aici a fi și de complementare pentru stabilirea prețului la... Haideți să vorbim de primul, e următorul proiect de hotărâre, vă rog. Dacă lăsați discuții... Da, ce spune doamna juristă? Bine ar fi zis, doamne, locul e același, sau legătură cu altul, e același proiect de hotărâre, adică e același proiect, e aceeași speță. Unul cu altul. Da. Cum vreți dumneavoastră? Dacă ei sunteți de acord, dacă asta este delegarea unei persoane, sunteți de acord și la proiectul următor aprofundăm discuții că e preț apă mai mult. Dacă sunteți de acord, cine este pentru proiectul următor? Abțineri împotrivă, vă abțineți.
Următorul proiect 86, acum mai zic, fundamentarea prețului la apă și eu aș discuta pe miezul problemei. Dacă ați citit și sunt discuții, vă rog. Domnul Cană, dumneavoastră, doreați? Domnul Cană, văd aici o privință de fundamentare în stabilirea prețului tarifului pentru apă. Dumneavoastră, spuneți aici că prețul unitar ar fi vei cu metru cu 3,55, da? Da. Trebuie să ne cunosc că am primit materialul, și nu am avut timp să mă trec în Turcia de Mătură, poate pentru care vă întreb, cum s-a vândut această cifră? Este stabil acolo, lungă, dacă vreți. Dar cu salariile, apa brută, se plătește, energie, tot știți. Cine despre ce lor? Eu sunt de 12 ori. Cine a făcut această cifră de până la care? Cum trebuie de la apă? Cam la apă. Cei care ați dat pe inițiați, v-ați apretat un pic să vedeți dacă cheltuielile respective puteau pe unele capitole din toate la capitole și dacă puteau fi diminuate, între ele. Nu. Dacă da sau ba. Nu puteau. Nu puteau. Am vrea să-mi faceți dealul. Hai, tot ce mă văd în timp. Domnul Cam, dacă mai aveți ceva de spus. Nu, nu voi aplica la asupra acestui potent. Fără. Domnul Oșca? Vă rog, aș dori și eu să fac două precizări. O problemă la serviciul de apă sunt acele canale care sunt în curtea omului. Așa au fost la vremea respectivă, cu proiectele și deciziile. Eu și am fost părtaș la așa ceva, dar nu știu, nu mai rețin contractul. Din ce reținem minte, apometrul ar trebui să fie al Consiliului Local. Era pare un contract, nu? Nu mai rețin exact. Și în contract era un drept ca să intre, un drept care ți-l conferă prin contract să intri să iei decizia asupra apometrului. Să-l schimbi, să mai multe lucruri, să-l măsori, să-l citești, toate astea. Nu mai rețin exact. Dar eu zic, dacă nu sunt, putem reglementa în contract cu niște clauze care să fie în favoarea Consiliului Local. Pentru așa ceva. În altă ordine de idei, într-adevăr, întotdeauna la serviciu apă, o sumă tampon de 20.000-200 de milioane vechi și înainte era veșnică problemă, greu din casați. Dar chiar cu acești bani încasați, trebuie să fim realiști toți și domnul primar, cred că în asentimentul meu, chiar mâine, dacă chiar nu acoperă cheltuielile care sunt cu doi salarii, nu vorbim de trei. Pentru că era de la bun început, știu, dar duceți-vă aminte când v-am zis în martie la buget, când nu o să puteți să-l duceți la prețul care era. Deci, la apă, pe cât se consumă, ca să mergi cu preț mic, trebuie să ai consumul foarte mare, să-ți acopere din rulaj. Dacă nu se mărește și nu se vine cu un preț realist, serviciul de apă, mâine poate să dea chix. Deci să nu fie realist. Nu sunt reținut fără preț adecvat. Nu știu, în ce măsură, cât e, cât nu e, asta este. Dar asta trebuia să ne dăm seama la bun început, că eu ce știu și salarii la mântări. Dacă nu dați, să vă duceți pe faliment, dacă nu s-ar acoperi să le în poziții fără salarii. Vă mulțumesc. Alte discuții. Dacă mai are cineva, dacă nu... Ca întrebare, dar prețul de cât era înainte, cu tot puterea? Apa am înțeles cu tot puterea. Eu și-am știut fără de real. Ați mai primit cine. Deci aproape s-a tot dublat prețul. Ca să putem să venim cheltuie. Da, am înțeles. Noi votăm. 61, 3, 3. 61.
3, 3, 3, 6. 3, 3, 6. 3, 5, 10. Dacă... Dacă nu dați, nu mai decizez eu. Era ok când era consiliul, când era în primărie, da? Când legea care s-a dat, nu poți să mă ții în primărie. Nu s-a zis că se pară. Separat înseamnă autofinanțare, adică să se întrețin. Nu. Era un avantaj pentru cetățeni. Acum, nu, na, nu știu. Încercăm să ținem prețul cât mai jos. Da. Asta e realitatea. Da. Dacă nu sunt alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Eu pun o întrebare. Dacă 3,38% pierde, e o cifră rezonabilă sau nu? Cum considerați ca 2000 și ceva să pierde? Pierde respectiv, bă, nu înțeleg, să mai spargi o țeavă, să mai... Câte s-a putut întâmpla? Aveți o evidență a lucrurilor întâmplate? Da, e curent. S-a venit cum aici și plastă pierde. Sunt nici chiar nouă instalație, dacă n-am gabinit nimic din 2006. O parte este din 2004, s-a terminat 2005, s-a finalizat, mai este 2006-2007, până la 2010. Să vorbim că o instalație de apă de 2006 veche, mai e o șansă. Păi cum? Înseamnă că a fost făcută de mântuială. Ca multe alte. M-am oprit. Dacă era din mântuială, ieșea toată apa din pământ. De unde erau probleme mari, da? Sparge crapă, se vede unde crapă. Mai sunt. Unde s-au legat oamenii, cum era atunci, că nu au fost branșați cu firmă. Dar nu, pierderile care sunt, nu se leagă numai de acolo. Trebuie să fim un pic atenți și la consumul calculului. Păi da, probabil mai sunt și furturi pe care nu sunt. Trebuie să fim atenți acum la consumul calculului. De asta spun eu, că dacă se pune pe picioare, făcut, puse apometrile consumul local, duși în... Oricum, pierderile au scăzut foarte mult. Înseamnă să-ți dau tine lucruri. Hai să fii realist. Dă pe o dată pompa și curge 400 de cubi un bazin, când îți dai seama. Dar n-ați de un pic pierdere așa de mare. Altele Nu are voie. Ați vedea peste tot, avarii, spate, conducte. Acum, să luăm la un nivel de preț de apă pe ansamblu, nimeni nu mai avea prețul care l-aveam noi, de 1,68. Nu știu dacă mai găsiți undeva în România. Probabil, nu. Probabil acolo unii vin din cădere liber. Apa nu vine din compatul, în pompă. Iar prețul de 3 lei, cât e acum 35, e tot un preț cam de jos. Pe metru cub pe apă. Vor fi și mai puțin delta, dar e nivelul cel de jos. Prețul de apa curentă, care merge de conduct acum în România. Și în județul Bacău și oriunde. Se poate intra, se vedea destul de clar. Adică, nu. Asta e realitatea, asta e... Ca o întrebare, o curiozitate. Da. În medie, o familie, cam cât plătești pe lună apa? Cât? E bine, din nou în medie, 100 de lei, 200 de lei pe apa potabilă. 100 milioni? Pe lună. 10 lei. Pe lună? Pe lună. Cu 10 lei aș vrea să stau și eu acasă, de mi-ar părut foarte mult. Se plătea cu 10, 6 cu... Doamne, 20 de lei pe lună, dar ca să ai apă potabilă acasă, la presiune și să-mi fără doar capul. Nu, dar așa, o luăm băbește, cine s-o putea altfel. Până pe cineva să aduc cât un metru cub, ai 100 de găleți, nu? Da. 100 de găleți de apă cu 3 lei. Și ce zici? 100 de găleți. Pe luăm e rezonabil. Da, da, nu știu. Poate în oraș e 6 lei. Mie de curs și de 8 lei cu tot, cu canalizare. Niciun fel de problemă. O duceam, o țineam, că nu face nimeni profit din asta. Cu leu 68, dar nu se poate trețin. N-avem. Adică suntem în posibilitate să ne stai curentul și o să o vrească de tot. Atunci e mai bine?
Da, spuneți la vot, domnul. Alte discuții? Nu. Dacă nu sunt, să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Deci, următorul punct de ordine de zi este punctul de zi. Da. Adică este, vă rog, cine să scrie la cuvânt? Domnul Măcuț. Domnul primar, din câte știu eu, la Popasul, la kilometru 17, la doamna Gina, dacă erau niște cadre din beton de aici, de la fabrică, alea ar trebui îngropate, finisat cumva, cum se vede urât tare, ideea care și parcare și intrarea în sat și tot. Da, mulțumesc. Da. Altcineva? Domnul Laur. Domnul Matei. Vreau să întreb nomenclatorul de uliții, de străzi. S-a aprobat atunci, intră la anul în care vigoare, s-a făcut plăcuțe, ceva, ce mai știu, în ce stare? Vine la prefectură, nu? Da, vine prefectură, lucrează ca anul, dar trebuie să numele lui scrie la plăcuță. Lucrează la urmă, dar e un pic durat. Să putem numi strada și nu... Să pun plăcuțe și să fiecare să aibă numele. Iată, numerele trebuie să le facă cetățenii sau faceți un alt comand contrapost sau cum? Vreau să schimb și... Numiri la casă. Nu e așa, păi, și contracost. Și contracost, apoi, să da, păi, asta înseamnă că trebuie să ne schimbăm buletinele, nu? Dacă punem... Nu trebuie. Cei care se schimbă, după aia... Deci când vii și schimb buletinul, o să se apară cu... Nu, acum, toată lumea e în căioț. S-a venișit că a aparizat în timp. Spuneți-vă, rog, să autorizați numărul de la casă, pentru că eu, de exemplu, sunt pe partea dreaptă și am numărul 338, dar după ultimul. Deci va face o renumărătare acasă, la actualizat, la momentul ăsta. După străzi. După străzi. Că nu o să mai fie numărul ăla, fie strada, de cu numărul. Cu numărul, de la 1. Da, și încep la 1, pe dreapta, pe străzi, fi fiecare stradă în parte. O să vină tot la dumneavoastră, să fie aprobare. Am înțeles, da. Nu, dar vreau să fie cum ar fi. O să pun o întrebare, domnul. Da, domnul. Săptămâna viitoare este hramul comunicării. În ce stadiu este Bredeaua spre biserică? Haideți că... nu, nu s-o face... Deci ce faci? Să... Vă spun acum sau...? Dacă da. Vreți să-mi puneți... Vă întrebiți să vă spun 30 de zile acasă. Dacă ați văzut când ați intrat pe... Vârșa primăriei, în parcare avem niște cămini, conducte... Sau cum nu-i timpul tot să facem. Aici ales. Dar acum le vedeți când ieșiți. Alea făcutării de păcat sunt ale primăriei pentru canalizarea de la Biserică Crință. Materialele sunt aduse. Prima fază, știu că sunt multe discuții în sat. Asta e viața la fiecare primar și se asumă. Eu văd altă care a fost, care va fi în contează. Vis-a-vis de oameni, că eu mulțumim de acel capăt de zi. Puteam. Să-i dau drumul, să-i dau drumul mai să pun asfaltul, dar nu se mai făcea canalizarea și nici nu mai voi 5 ani de zile de aici în gol, nu se umbli la acel asfalt. Știți, la ședința anterioară care s-a aprobat acea extindere de canalizare, și să vă apucat de ea săptămâna asta, până de ce m-ați întrebat dumneavoastră, cum vreau să spunem, va fi montate căminele în zona aia, puse conducta, reconfigurat drumul, adică piatra aia spartă care a ieșit deasupra și se merge greu. Cu un cilindru compactat, pus nisip și va rămâne la nivelul ăsta până în primăvară. Dacă forțez mâna să pun asfaltul, indiferent cât de tare aș compacta acea porțiune unui canalul, se va face să va lăsa, să pun ani, să pun ani, într-un an zile, să va face o dorie de aia. Dacă mai permite niște orice specialist, dacă ați văzut, s-au apucat astăzi de asfalt, la ușa cu ulița Grele. Să lucrează la ulița Grele, la asfalt. Școală, la ulița școlii. Și face acum canalizarea, rămâne la nivelul ăsta. Cu apă, cu trup, nu știu, stasează natural până în primăvară. Și după aia va veni cu vorbe de asfalt. Asta este... Ulița Bisericii.
Alte discuții? Domnul Teamă. Primar, eu vizitați la fiat. Ridicat vreau chiar problemă cu asfaltul la biserică. Vă spun un lucru. Eu am fost trei pariuri, am făcut trei pariuri. Am spus că până de gran, hramul căiutului sunt asfaltat. Asta este. Am spus pariul cu mine? Nu, am făcut cu mine. Da, hramul e slan, slan. Da, da. E greu. O a doua problemă, domnule primar. Revin cu obiectul problemă, drumul ăsta de la pod până la intrarea satului Iertim, voi ăștia ai bunicel, așa, și nu. Ultima dată, promit că ultima dată când vă spun și vă rog, să interveniți cu el așa cum am propus eu. Adică așa cum ar trebui să se intervină. Acum a plouat un pic, este foarte ușor a se vedea locurile unde trebuie intervenit. Cu transport balast, cu nisip, ca să compacteze, nu cu pietre mari, eu cred că nu poate să ia. Rău n-ar fi dacă ați fi continuat cu podul până la legătarea lui, cu găurile de acolo și nu plombarea aia cu belecoria. Și ultima problemă, șansurile din satul de Iertiu au matate în foarte multe locuri. Toamna este ploioasă, iarna, iar cu precipitații abundente, nu iasă pe asfalt apa respectivă. Vă mulțumesc. Altcineva? Atât. Am și eu două. Eu vreau să mai zic. Da, domnul. Scurte, domnul Oprea. Domnul primar m-a rugat să marcați drum pe Pradea. Una. Și asta vă spun a doua oară, cu parapeți pe marginea drumului. Vine iarna și nu mai sunt parapeți ca să opresc mașinile astea care vin ca cauciucul de bară. Deci se tot duc. Deci cred că s-a auzit în ședința a doua oară, mă spus. Mulțumesc. Mai este cineva? Ce am ce amenință? Păi de la un moment ți-o, v-am spus. Vreți să ameniți? Nu să aminte. Să avea și eu trei întrebări, domnul primar. În primul rând, dacă aveți un vizor sau un gând să refaceți drumul ăsta de la DN11A până la pod, la Hârtiu, pentru că are 8-10 ani, are o stare destul de degradabil și, zic eu, după încă o iarnă, să alege praful el. Pentru că la cheltuieli materiale și întrețineri drumuri, de 3 ani au fost bani, slav Domnului, Dumnezeu nu este. Cred că puteați face un efort sau să faceți în viitor un efort să refaceți această zonă. Același lucru n-a mai fost de mult, am fost în cartierul CFR, am văzut și drumul cu mixtura aia, asfaltul care a fost la momentul respectiv. Eu vă spun în mod cert că se poate interveni cu aprobarea FIR, o cer din partea dumneavoastră, vă aprobă că puteți interveni și aduceți îmbunătățiri. Nu se poate interveni să se distrugă, dar cu îmbunătățiri se poate. Și cred că un efort în aceea de a face acolo nu cred că este așa de mare. Astea ar fi două lucruri. O altă problemă, 27.08.2019, v-am trimis o interpelare. Deci, conform legii, până la prima ședință proxima, sau cel mai scurt, trebuia să-mi dați un răspuns. Nu a venit. Nu știu dacă o să vină, mă rog, asta este problema dumneavoastră, dar o să mă văd nevoit să mă adresez organul competent care protejează legea și ordonanța de urgență 35/2002, în care vă obligă să dați răspuns interpelărilor făcute de noi consilieri din cadrul politic local, pentru că dacă suntem consilieri, suntem aleși, avem niște drepturi și de-aia legea ne conferă să vă cerem dumneavoastră să ne dați explicații de răspuns în legătură cu unele fapte cunoscute. Nu știu de ce nu ne răspundeți, înseamnă că ori aveți ceva de ascuns, ori să dați Consiliul Local, pe unii mai puțin de care credeți dumneavoastră. Aș dori ca la prima ședință de Consiliu, dacă nu
Doriți să-mi dați să răspund la interpelare. Mai am una de post, dar am să o citesc ședința viitoare ca să aveți timp să studiați. Nu-mi dați răspuns. Vă fac demersurile necesare să mă obțin dreptul de a afla ceea ce am cerut. Pe un alt subiect, știți că datorită unor interpelări mele, ale, și vă spun din lucruri certe, aș dori să invitați conducerea școlii, pentru că sunt discuții vis-a-vis de ce drepturi au, să ne dea nouă răspunsuri sau nu. Eu chiar am mai avut niște discuții așa mai acidi cu directoarea școlii, prin Messenger, Facebook, n-ați spun lucrurile, fac și publice, că eu n-am nimic de ascuns. Dânsa, cred că are ceva de ascuns și are sigur, s-o invitați în ședința de Consiliu. Dânsa are obligații să se prezinte. Chiar anual să prezinte un raport privind starea unităților din învățământ, starea școlii, ori lucru care nu-l face. Nu-l face pentru că este generată să nu facă. Nu știu de cine. Nu vreau să acuz pe nimeni. Dar aveți dreptul pentru că școala este sub diviziunii a administrației care o conduce. Și încă o problemă și cu asta închei, aș dori să ne spuneți dacă poliția locală mai există în comuna Căiță. Și vă spun de ce. Nu numai faptul că vezi, Doamne, soția mea are un magazin sau comerț, mai sunt și alții. Deci ne-au invadat mici comercianți. V-ați zicea cu orice doriți. Vedeți cât fură oamenii la cântare, nu înțeleg. Eu zilele astea am cântărit un sac de ceapă în acolo, ai fură 20-30%. Se fură și în preț. Ceilalți comercianți cu culegea care e, vedeți cât de chirii plătesc pe spații, toți trebuie să aibă salariați, verzi muncă, să mai mărește salariul minim, să plătească impozite și la ora 6 dimineața până seara la 9, acum nu mai zice, mergeți în voi și te-a Dumnezeu cu asta să pună cetățenii, dar e și în folosul lor, vis-a-vis de ce prețuri și ce cantități le se dă, contravaloare. Deci nimeni nu întreabă de sănătate. Nu că eu am fost un primar mai bun, s-a ținut poliția locală, oricum, făceau treabă cât de cât. Se duc peste tot, vinde cine vrea, cum vrea, nu vezi un polițist, da, polițiștii doar se supere pe mine, vedem când se primă, sau au alte atribuții. Sau vin două, trei zile pe săptămână la muncă și restul nu vin. Vă rog, părerea mea, să luați măsuri în privința asta, ca tot ceea ce înseamnă comerț nelegal pe raza Comunei Căiuți, să se stați. Și puteți. Oamenii, poliția locală, trebuie de sănătate. O secundă, intervent. La ora 7:30, 8 dimineața, au stație? Au stație? Ce scoate? Ce faci? Deci, cine e ca la nuntă așa s-a văzut pe stradă? Deci este... inacceptat, pe cuvântul meu. Deci chiar în privința asta trebuie pus băieții să-i... nu știu, să facă ceva. Trebuie polițiștii locali să-și facă datoria pentru care sunt plătiți. De asta plătim taxe pentru poliția locală. Dar... poate o sărbătoare... eu din ce am înțeles, dacă îi întrebi, au cu totul altă ocupație în afară de poliție locală. N-au decât să și le facă. Odată și odată... se va vedea ce au făcut. Deci... ăsta am avut de spus. Nu știu, mai e altceva. Asta e uitați dumneavoastră, dacă mai aveți ceva, dacă nu... da, domnul primar, dacă doriți să ne oferi și răspunsul, dacă nu, declarăm și ședința. Tot suntem la capitolul interpelări și nu am stat până la urmă ca să noi discutăm. Dragi colegi, vedeți ce... credeți, vă dați seama ce este aici? Ce? Bani, un proiect. Nu. Bombani. Nu, bani. Este jumătate din interpelarea depusă de domnul Orhean. Deci, asta e documentația pe care vreau să o mânez în fața dumneavoastră, la care domnul Orhean o refuzat, care a fost de vreo două luni făcută. Că-i truncheată și nu-i ceea ce vrea dânsul. Dar truncheată în ce sens? Asta este documentația pregătită pentru domnul Orhean de acum două luni de zile, ce a cerut în interpelare de la primăria lui. Și o are la dispoziție. Domnul primar. Cealaltă, dacă nu dați voie, domnul. Lăsați sunt domnul primar. Cealaltă parte. Din care tot s-a creat așa o,
o zânzanie sau o chestie că primarul nu vrea, nu-i transparent, nu vrea să arate. Este cea adresă la care doamna contabilă era aici, în ședința anterioară, la care după ședința anterioară, da, m-a răscolit și pe mine. Sincer să vă spun, nu prea mă interesează chestiile astea. Dar m-a răscolit chestia asta de atunci, da? Și am sunat la școală. Băi, dați odată răspunsul la adresa aia, că să o închid. Nu primar, dar nu avea nicio adresă. Păi nu se poate. Căutați, vedeți dacă este adresă. Normal, au venit alte probleme de la ședință la altul de capul meu. Astăzi, dimineață, băi, ia ședință. Adresa de la școală. Bun, nu au ajuns la școală. Doamna contabilă, dă-mi adresa care ați spus că ați cerut de la școală acea... Și era în interpretarea lui domnul Morchea, aceea problemă. Păi nu, nu găsesc, nu știu ce. Da, nu mai nu găsesc. Dă-o, o a doua, am calculator. Îl scot din calculator și scrie așa, da? Adresa, nu, că de școala gimnazială, așa, prin interpelarea numărul 1817, ce-o scris domnul Morchea de la școală, e scris tot aici. Și mi-apare pe data de 2-4-2019. Merg la registru, de evidență, nu găsesc nici o adresă înregistrată la acea dată. Este problema mea, ca și primar, să văd ce măsuri pot să iau pentru chestia asta. Astăzi am chemat-o pe doamna directoare, era și domnul Sârbu. Discutam ceva din vreodată de administrație, i-am arătat această adresă. O să vină cu documentele toate care... Și o să-i omânesc data de azi, că nu puteam să-i pun un număr aici, să o trimit că ea e din 2-a, 4-a și nu a ajuns nici azi la școală și nu știa la ce să dea răspuns, normal. Și o să primească și restul de... Dacă sunteți de acord și vreți, domnul Hian, vă mânez această documentă. Atâta este de muncă, păi la o interpelare... Voi vorbiți și eu. Dat, voi vorbiți și eu, domnule. Da, domnul... domnul primar, mai aveți ceva? Da. Lăsați-te din domnul primar. O, da. Deci astea, ca să fie lămurit treaba pentru dumneavoastră. Mă o paranteză, vă rog. Vis-a-vis de faptul că adresa aia este din 2-a 4-a. Cui-i vina? Și nu s-a dus la școală. Cel ce nu se face răspunsul cu cineva, ce s-a acționat lor. S-au propus. Păi astăzi am descoperit. Deci eu s-am ținut vis-a-vis cu doamna contabilă că deci urmează... acolo s-a oprit. Dacă era înregistrat în registru dar și nu era trimis la școală, da. Dar dacă pe data de 2 n-am nicio adresă cu această destinație. Dar dacă nu se luați măsuri disciplinare, o să vă întâmplă asta la infinit. Asta e problema. Da. Deci este, eu aici o recunosc că este problema mea vis-a-vis de această adresă. Trebuie să o îndreptați. Da. Alte interpelare. Domnul Durlan a mai venit acum o lume de zile, ori de ce m-a lăsat o copie de băieți Durlan și de aia mi-am dat răspuns. Acum a venit cu altă întrebare, astăzi lăsată la... în care cere exact toate proiectele care dumneavoastră le-ați aprobat. Înseamnă că domnul Durlan vrea să verifice consiliul local, să nu știu vreți, dacă aprobările date de dumneavoastră, vreau să-i proiectare, proiectare terenul sportăieți, proiectare dispensar, proiectare pod LTU, achiziții lucrări, loc de joacă, școală, căiuț. Da. Deci toate astea care au trecut prin Consiliu, care s-au aprobat de-a timpul anilor, o să faci o roabă de documente, să le aduci mai aici. Eu chiar nu vreau să mă ocup de asta, vreau să mă ocup de vețile care te duc în continuare. O să dăm în continuare la oameni în subordine să dea răspunsul la tot felul de... Deci, proiectele ce se cere în aceste interpelări, și aici, sunt achiziții publice, deci tot ce s-a aprobat, devizii, ce s-a aprobat, de dumneavoastră s-a aprobat în acest Consiliu. Nu sunt lucruri făcute de mine prin dispoziții. Aceste investiții sunt făcute cu aprobarea Consiliului Local. Nu este, sunt investiții făcute la dispoziția primară. Când nu poate să facă primarul acela. Da. Da. Îmi dați voie să răspund, domnul primar. Dați-mi, vă doresc să spuneți înainte, da? Și când mă, dacă aveți că ați fost înainte. Domnule primar, eu nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră când spuneți niște lucruri inexacte. 1. V-am cerut nu odată să veniți cu interpelarea mea în ședință ca să vedeți ce am cerut eu. Nu așa. 2. Veniți acum cu mormanul ăla de hârtii
justificând că dacă fiecare dintre noi ar face, iată cât e volumul de lucru. Dacă aș fi venit cu interpelarea respectivă, a fi citit interpelarea fiind, având două solicitări. Unu, două capitole. Unu cu drumurile neasfaltate și cel de-a doua cu terenurile de joacă de la cele trei școli, Pralea, Căiuț și Hârtiu. În interpelare este foarte adevărat, eu am solicitat niște lucruri punctuale. Deci, Bog numărat, Bog arătat. Vine după câteva luni de zile când dumneavoastră nu ați respectat legea, ne dându-mi răspuns la interpelare, că e albă sau neagră. Bă, nu ți-am dat toate datele, probleme, ceruri. Dar vine doamna contabilă și îmi spune, domne, volum mare de lucru, că putare, putare. Sunt de acord. Dar eu cu doamna contabilă, la invitația dumneavoastră odată când i-a spus, domne, ați primit interpelarea mea sau nu? Zice, domne, haideți ca să ne punem de acord, să vedem ce vrea. Am convenit, dar foarte mult timp după depunerea interpelării, am convenit ce să cuprindă răspunsul la interpelarea mea. Și i-am spus clar. Asta nu înseamnă că trebuia mormanul ăla, că nu am ce face cu mormanul ăla. Domnul Ochel, dumneavoastră cu doamna contabilă l-am făcut, nu l-am făcut. Era făcut! Era făcut, domnule primar. Dumneavoastră în interpelare ați el cu mine, domnule primar. Și alea mi-a pus să ieși. Era făcut, acel morman de hârtie era făcut inutil. Am spus și doamne atunci. Doamne, domnul Ochel, a stat jumate de zi cu doamna contabilă în birou. Am stat, e treaba mea cât am stat, domnule. Nu reproșați dumneavoastră cât am stat. Păi ați făcut hârtii, ce nu am făcut eu? Eu n-am hârtiile respective erau făcute. Mie trebuia să-mi fi dat sinteză. Nu, nu acela. A doua chestiune, domnule. Despre terenurile de joacă, veniți acum dumneavoastră cu această invocație, această adresă. E treaba mea, domnule primar, sau a dumneavoastră, că instituția pe care se cheamă primărie și o conduceți nu se respectă regulile de înregistrare a adreselor și așa mai departe. Și când eu v-am spus dumneavoastră că răspunsul la interpelare nu era acel morman, care este primul capitol, răspunsul la interpelare și nu veniți acum în fața mea ca să ziceți, mi-a arătat televizat, iată domne care a refuzat, eu i-am dat, eu n-am luat. Îmi dați capitolul 1 și 2, respectiv drumurile și după aia terenul în joacă. Și așa cum am spus eu, le-ați citit acolo, foarte clar. Erau 3 hârtii, 4 hârtii, nu mormane de hârtii, domnule. Domnule, da. Dar dumneavoastră le-ați făcut, le-am făcut eu, domnule. Domnule, știți ce se întâmplă? Ne dăm așa după... Domnule, dumneavoastră dezinformați. Dezinformați. Domnule, lăsați să termine, nu mai faceți nu, de-au. Dumneavoastră, știți ce, că dumneavoastră le-ați făcut. Nu le-am făcut eu, domnule. Eu nu am dat bază de date pentru așa mormane de hârtii. Și nu am solicitat, am perfectat. Și am convenit cu doamna contabilă că sunt inutilități acolo. Mie îmi dădea sinteză. Câte puncte are primul capitol, câte puncte are cel de-al doilea capitol. Dar când să scoateți ochii dumneavoastră. Și atitudinea dumneavoastră este deranjantă, trebuie să fac cunoscut acest fapt. Când spun, doamne, eu ți-am dat, nu-ți convine, pa! Să te înregistrăm, le arătăm. Asta numai dacă cumva nu ați convenit ca să nu se mai fie dat, iar. Ședințele care sunt înregistrate. Doamna, ce mai aveți? Eu doresc să nu dezinformați și să nu căutați să vă scoateți, să ieșiți la liman. Doamna, mi-a dat un adevărul. Negru pe alb, putați să dar cine v-a pus, domnule? Eu nu le-am făcut dumneavoastră cu doamna acum, dar Adrian a venit și mi-a spus, domnul, haideți să iau interpelarea, să merg la doamna, dosarele sunt la doamna, contabile cu plăți, cu tot ce vreți dumneavoastră, mergeți și scoateți ce vreți. Mi-aduce contabile la biroul acest team de hârtii, care l-a făcut în urma discuției cu dumneavoastră. Domnule primar, când dumneavoastră m-ați îndrumat către contabilitate, aceste hârtii erau bunate, domnule. Am dat-o la doamna contabilă. Nu, de ce nu răspunde doamna contabilă? De ce nu ați răspuns în timp? Aceste hârtii erau buzonate când m-ați îndreptat la contabilitate. Doamna Cheamă. Ca să dau lămurit. Vă rugăm, vă rog frumos, mai calm și
nu mai... Să nu degenerăm la discuții. Mai aveți? Nu, nu, domnul, nu degenerăm. Dacă se ridică tonul, sunt obligat să fiu auzit. Da, zic să aveți grijă. Deci, mulțumesc. O să am și eu, dacă îmi permiteți, vreau să fiu scurt și să termin. Am două interpelări. Vreau să spun atâta, nu știu, dacă dumneavoastră să luați de bună sau nu. Să vedem diferența și modul cum ne tratează domnul primar. Eu nu-i spun și chiar n-am nimic cu dânsul. Spune că eu am cerut așa ceva. Să vede că este foarte evaziv și ori nu știe să citească, ori nu se pricepe. I-am spus așa, în a doua interpelare, în prima interpelare n-am cerut niciun deviz. I-am spus să spună de ce la data de 27-8 era o lucrare executată când dânsul a venit să aprobăm indicatorii tehnico-economici. Și am spus să-mi spună ce bază legală a fost executată acea lucrare la 27-8. Baza legală, primar, lăsați-mă să vorbesc și răspundeți la urmă. Eu nu vă întreb. Am cedrut cadrul legal al acelei lucrări. Pentru că eu vă spun, prin legea achizițiilor este o ilegalitate mare. Și nu fi, după ce execuți ceva în fața Consiliului Local, să ne pui prin noi să punem în legalitate ceva ce tu de fapt ai făcut să nu fie ilegal. Asta am cerut. Am cerut Maldărul ăla de hârtii. Sau am cerut în regim de urgență să prezint execuția bugetară la școală. Ce mare lucru era. Când îți spun acum ca să știi toată lumea, da, ia per ca să nu dea pe ea de la școală și nu știu de ce. Și să nu dea la școală? Da, să nu le dea răspunsuri. Ai venit să spui că nu-mi dai, că am dat un copii. Orice hârtie cu număr de registrare, îmi faci dacă îți vine hârtie oficială. Că nu are ștampilă sau e originală. Al doilea, aveți liber să mergeți fiecare la școală. Lăsați-mă să termin. Lăsați-mă să termin. Acolo, dar dumneavoastră îi călcați pe cap și sunt în col. Nu mai aruncați pisica. Ca primar îi spui, prezinți execuția bugetară, că ești subdiviziune. Ai obligații din codul fiscal să faci. Ce tot ne răspundem după deget? Când nu vă întreba, vă interesează, dar nu vă interesează să ne răspundeți nou. Și nu-i nici campanie, nici ce spuneți dumneavoastră. V-am mai depus interpelarea asta, cer mâine, dar asta v-am zis, copie după așa. Contractele de lucrări încheiate și modalității de atribuirile următoare așa, cu obiective. Așa. Și da. Ce înseamnă? Și copii după un contract. Nu-s contractele care le-ați e contract tot ce acolo înseamnă că eu sunt nebun. Mă, asta s-a cerut, domnule. Asta s-a cerut, asta le-ați luat. Păi ați arătat la băieți, căutați-o, roabă și dosare și nu curba. Dar ce se poate? Se poate la fel. Și dumneavoastră aveți pe domnul candidat, prezentați asta în legal. Veți, domnule, la organele celelalte, care trebuie să ne organele, la care organele? Să mă oblige pe mine să fac chestia. Nu, nu te oblige, legea te oblige. Faceți reclamații, cum o poate să facă acolo, nu mai faceți să mă asta, mai faceți mama vii. Nu te-am făcut nicio reclamație. Vrei să o să vezi? Da, altă, nu mă interesează. O reclamație, eu nu te-am scrie anonim. Hai să facem un cor în comună, că e... Exact, asta ar trebui. Sunteți foarte vocal și foarte cu țâmbă pus așa. Ce e aici? Chiar ne... Dar nu-i vorba de țâmbă, domnule, dar de ce trebuie să se pune în față ce am dat cineva a fost să nu ridice corul și dumneavoastră acum ați împați în... Da, păi... În apărătura atunci sunteți era așa de la frumos. Păi dar cine rugăm frumos? Răspundeți conform lui, nu când vă obligă, ba vă obligă legea. Deci, vă dau, care vrea interpelarea domnului Zulan, veniți să vă fac câte o copii, să vedeți, exact, poate îmi spune că eu nu știu să citești de aia. Nu știu să citești, copii după contract, nu execuții. Ce înseamnă contract la tine? Terenul de sport, dispensarul uman, da, 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 copii cu contract. Teren, școală, căruț, nu știu dacă este altul așa. Proiectare dispensar uman, proiectare potheltiu, da. Toate astea copii, da. Sunt aprobate de dumneavoastră. Credeți cumva că dumneavoastră, că eu am modificat contractul, am pus un leu peste aprobarea dumneavoastră? Nu, sau am făcut o modificare eu acolo, am făcut altceva? Nu înțeleg. Pentru ce jumătate din aparatul primării să lucrezi la așa ceva. Eu nu stau să lucrez la așa ceva. Eu stau să învăț de treaba care trebuie să o facă primarul. Am o întrebare pentru doamna secretară, să mă lăbărești și eu. În situația în care un consilier depune interpelare și executivul nu răspunde în termenul legal de 30 de zile, eventual consilierul mai face o revenire și nu îi se răspunde. Din cât îl cunosc eu așa, are dreptul să adreseze instituției prefectului pentru a solicita. Nu? Și atunci, domnule, prefectura, dacă consideră că e vinovat primarul, îl obligă să dea la... Sancționează! În cazul ca nici primăria, nu prefectura, nu
ia măsuri bune și tu ai dreptul de să-i stai în judecată, să obligi primăria să spună că... Atunci înseamnă că primarul este pe urmă și ea. Nu, nu, așa știu, nu, 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 care vreți să știți ceva, care vreți veniți să luați chestii la doamna contabilă, la ce este la mine, este la mine, ce la doamna contabilă, la doamna contabilă, ce la doamna contabilă, contract și numai ce-o aprobat. Că ați venit cu prețurile astronomice să le aprobăm. De aia. Și am vrut să vă spun un răspuns. Declară în ședința. Declară în ședința.